Atunci, la volumul 2, dacă văd că nu mai sunt. Mâini ridicate și vă amintesc că sunt la pagina 199 din volumul 2, unde noi discutam data trecută despre marele jubileu al lui Israel, cum să împlinești acum, la doua prezență, în marele jubileu al Pământului. De când Domnul Iisus, întors a doua oră, a început un fel de fricuș în societate, și să ceră anumite drepturi care noi înainte nu s-au ținut. Așa s-a întâmplat și în jubileul evreiesc, la începutul jubileului. Acolo ținea numai un an. Aici trebuie să țină 1.000 de ani. Și tot așa se întâmplă frecușurile astea, oarecum și pretenții pentru a face a avea dreptate, a li se da drepturi, oamenii încep să devină nervoși și agitați. Și eu, în început de domnia Domnului Iisus Hristos, agitat în lume. E un început de jubileu, într-adevăr, care va duce până la urmă cum să zic, la dorința tuturor poporilor se va împlini. Până la urmă. Deci jubileul până la urmă se va încheia cu bucurie și veselie pentru toate. Și chiar după Armagedon, imediat când va începe nou legământ, atunci se vor vedea marile rezultate ale răscumpărării Domnului nostru Isus de către lume. Acum nu vede numai biserica rezultatele. Lumea încă nu le vede, pentru că ea trebuie să treacă și ea prin probele ei de încercări și suferințe, și Armagedonul este chiar, cum s-ar zice, un fel de pedeapsă divină pentru umilire, a omenirii, ca să o poată introduce și pe ea sub binecuvântările lui Avram. De aceea vedem că Isaia spune în capitolul 2 că orice om trebuie să se lase cu capul jos, să plece fruntea până la pământ și numai Domnul să fie înălțat în ziua aceea. E vorba de acum. Deci în perioada asta de la domnii Domnului Iisus Hristos, de la 1874 încoace, au apărut și în lume diferite cereri, mai ales acolo în Statele Unite, unde țara a fost mult mai dezvoltată ca în Europa pe vremea aceea. Și probabil și astăzi încă e mai dezvoltată ca în Europa, dar anumite drepturi acolo și adevărul de acolo a plecat din Statele Unite, pentru că țara a fost mai bine guvernată ca alte țări. Nu a fost perfectă niciodată guvernarea nicăieri în lume, dar acum, la a doua prezență a Domnului Iisus, acolo, pe continentul nord-american, în Statele Unite ale Americii, conducerea statelor, adică acestei țări, a fost mult mai aplecată spre binele poporului. Și mai multă libertate religioasă, nu au fost persecuții religioase ca în Europa, unde papalitatea au ars păruc și au făcut atâta nenorocire timp de 1.000 de ani. Deci acolo s-au început marele reforme ale jubileului mare al Pământului. Și aici spune că aceste reforme, zice la pagina 199 de unde citesc, din volumul 2, aceste reforme sunt rezultatul deșteptării poporului prin trâmbița jubileului. Deci trâmbița jubileului sună, cum am zice, cum s-a sunat în vechime, că în vechime trebuia să sune, chiar din trâmbiță, așa cum sună din tot ce trâmbiță. Dar acum această trâmbiță e simbolică și reprezintă cea de-a șaptea trâmbiță, e perioada a șaptea sau a șaptea mie de ani de la Adam. Și aceasta sunt sunetul de trâmbiță, sunt lucrările ei. Pentru că tot aici scrie în volumul 2 undeva că cele șapte trâmbiță sunt toate simbolice și arată șapte perioade și evenimentele lor. Și aceasta, trâmbița a șaptea, e trâmbița lui Dumnezeu de astă dată, pentru că e lucrarea lui Dumnezeu prin Hristos, cu lumea. Aceste reforme sunt rezultatul deșteptării poporului prin trâmbița jubileului, a cunoștinței și libertății.
și nu se atribuie doar bunăvoinții din partea clasei mai favorizate. Deci să nu ne imaginăm că doar clasa mai bogată a societății din America, mai ales cum era atunci, făcând anumite donații pentru spitale, pentru orfelinate, făcând anumite lucruri bune pentru popor, doar bunăvoința lor. Aceasta se datorează faptului că am intrat într-un spațiu de timp în care Domnul Hristos lucrează și îndeamnă oamenii, mai ales care au ei un pic de spirit creștin și, cum s-ar zice așa, sau acolo ceva microfoane sau ce se aude, telefoane. Adevărat, asemenea legi și aranjamente nu sunt încă desăvârșite. Nici nu sunt universale, dar începuturile pe care le observăm ne bucură. Ne bucură inimile și sunt dovezi pentru ceea ce se poate aștepta în privința ridicării celor umili și mici și a înjosirii celor mândri, când reglementările jubileului vor fi pe deplin în acțiune. Deci acum aceste legi nu sunt perfecte, zice, nu se face chiar așa dreptate cum ar trebui, dar să strigă. Oamenii strigă după dreptate, pentru că însuși unul dintre sensurile bisericii sau epocii laodiciene în care ne aflăm, înseamnă unul din sensurile dreptate pentru popor. Și vedem că este un început de jubileu mare al Pământului, dar începe cu precursul. Cer drepturi, unii cer drepturi care sunt legitime, alții cer drepturi nelegitime. Dar asta, faptul că cer drepturi nelegitime, se datorează faptului că au fost prost guvernați în trecut și au fost ținuți în ignoranță. Și de aceea nu știu toți ce să ceară, doar cer. Toată lumea cere. Pensii mai bune, salarii mai mari, anumite libertăți, anumite drepturi. Și vedem peste tot, și la noi în țară, și peste tot, lucrurile astea se ceră. Toate aceste lucruri sunt părți din agitația reformei. Audem? Agitația reformei, care introduce marele jubileu al Pământului. Deci e o mare agitație acum la începutul marele jubileu al Pământului, că e și începutul Domniei lui Hristos. Și iar profetul Daniel zice în capitolul 12 că va fi necaz în lume când Hristos va începe să domnească. Deci în vremea aceea se va scola marele voivod Mihail, căci va fi o vreme de necaz, cum nu a mai fost. Acest necaz încă va crește în următorii ani și va deveni foarte dur pentru toți care vor fi încă pe pământ. Deși s-a cerut mult și treptat s-a cedat mult, totuși regii, împărați și reginele. Acum, cartea a fost scrisă pe vremea când erau regi în lume. Acum nu mai sunt regi, dar sunt altfel de regi, ai banilor. Sunt mai bogați ca regii din trecut, cum să zic, miliardari de astăzi, milionari. Și aceștia sunt regii acum. Așa trebuie să vedem lucrurile, cum este societatea acum, în care trăim noi, în 2023. Pe vremea fratele Rusel erau încă regi pe pământ. De aceea textul trebuie să-l adaptăm situației în care ne găsim noi acum. Deși scris aici regi, pământul, și deși au cerut mult și treptat s-a cedat mult, totuși regii, împărați și reginele politicii, sociali, eclesiastici, adică bisericești și financiari. Aici ne lovim de finanță în timpul nostru. Nu se vor supune marele proces de nivelare a acestui jubileu, nu se vor supune, sau via de restabilire, de ce nu se vor supune? Pentru că nici bogații lui Israel din vechime, din Leviticul 25, unde îți vorbea de jubilei, nu le plăcea să se supună, să predea înapoi averea țăracilor. Deci de aia și bogații de astăzi
nu se supun cu plăcere acestui proces de nivelare. Deci Dumnezeu folosește Domnul Iisus Hristos nivelare, adică un fel de egalizare a societății care o lasă pe ea să se macine între ei și să se să frece una de alta, ca două pietre de mare, cum am zis așa, să freacă societatea și produce căldură. Deci organizațiile de pe pământ încep să ia foc, în sens simbolic zicând, pentru că frecușurile, neînțelegerile, certurile, protestele, aprinderile care le fac în orașele mari, incendierile, și toate acestea sunt pentru că nu le place la popor cum guvernează conducătorii. Și acestea sunt începuturi care să cer drepturi. Deci sunt multe lucruri care sunt ascunse încă și s-o scoate la suprafață. Deci aceștia nu se supun marele jubileu de restabilire fără o luptă mare și severă. Deci de aceea se apropie Armagedonul, că este lupta între bogați și săraci. Asta înseamnă Armagedonul în înțelesul nostru. Sigur că alții înțeleg altfel Armagedonul. Ca și cum Dumnezeu ar vrea să șteargă de pe fața pământului pe toți păcătoșii și numai pe sfinți să-i urce în cer. Nu va fi așa. Sperăm, pentru că Domnul Iisus Hristos a murit și pentru unii și pentru alții. Așa cum spun Scripturile, ne arată că este chiar înaintea noastră această severă luptă, înaintea noastră, Armagedonul. Și care, cu toate că este severă, este inevitabilă și va produce binele final. Deci faptul că toate vor da faliment e un rău mare, va duce mult necaz în lume, dar va fi bine, în sensul că Toma, acesta e scopul divin, ca oamenii să dea faliment cu toate guvernările. Și abia atunci se va instaura ceea ce Ilie a auzit de la gura peșterii, susurul blând și subțire. Adică abia atunci oamenii vor intra sub nou legământ și se va instaura o nouă ordine mondială din Ierusalim, după cum am învățat. Aici zice mai departe, spiritul de libertate în toată țara, a se citi în toată lumea. Spiritul de libertate în toată lumea este într-adevăr dus până, uneori până la o limită irațională, adică nesănătoasă. Această libertate întrece limitele câteodată. Vedem că unii cer libertăți grosolane, murdare, cum LGBT-ul și ăștia. Cer libertăți homosexuale și alte lucruri. Deci sunt împinse până la irațional aceste drepturi de către cei ignoranți și nechipzuiți. Dar toate acestea sunt totuși parte din marea agitație inevitabilă a jubileului, determinată de ignoranța și asuprirea din trecut. Deci această cerere de drepturi nelegitime se datorează și faptului că oamenii au fost prost educați în trecut. Și de-aia oamenii, unii nu știu că n-au drept să ceară orice. Nu-i totul la lor. Nu totul cum vreau ei. E totul după. Ar trebui să fie după dreptate, nu după cum vreau ei. Unii vreau să fie cum vreau ei și dacă nu-i după dreptate. Toate legile să fie schimbate după dorința lor nedreaptă. Deci se duce și până la extrem dorința asta. Dar astea le va rezolva mai marele Moise. Știți că Moise nu putea judeca poporul singur, că eu spus lucrurile. Tu te chinuiești și te năcăjești să judești tot poporul singur și chinuiești și poporul. Tu ar trebui să-ți alegi un comitet care să judece lucrurile mai mici și cele mari să le judești tu. Și chiar așa se întâmplă și aici, că mai marele Moise, Domnul Iisus, va rezolva aceste probleme care oamenii nu le pot rezolva. Nimeni în afară de mica turmă a Domnului nu este pe deplin și corect informat în privința marei sfere a restabilirii. Adică, cum îi zice sferă? Sferă e ca un fel de minge, e mare, ca o minge mare a restabilirii. Aceștia văd schimbările minore,
Adică văd schimbările mici din lume. Dacă putem observa, trebuie să privim și în trecutul istoriei omenirii și să vedem, să facem comparație și cu trecutul. S-a făcut ceva spre bine astăzi față de acum 500 de ani în lume. S-a făcut ceva spre bine, dar nu e binele care trebuie să fie. Aceștia văd schimbările minore, deci frații văd, aceștia văd schimbările minore, îndreptarea afacerilor mai mici ale oamenilor, dar ei văd și ceea ce nu poate fi văzut de din niciun alt punct de vedere decât din cel al cuvântului lui Dumnezeu. Că marele tiran, păcatul, va fi despuiat de puterea lui, că marea închisoare a morții va fi deschisă și fiecărui prizonier îi se va oferi eliberarea, semnată cu sângele prețios al marelui, al mielului lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii. Marele restaurator, marele răscumpărător și restaurator, vești bune, într-adevăr, vor fi acestea pentru tot poporul. Când zice tot poporul, se referă la toată lumea. Știți când au cântat îngerii, că aduc o veste bună care va fi pentru tot poporul. Tot poporul se referă la toată lumea, nu numai la Israel. Că astăzi în cetatea lui David li s-a născut un mântuitor, au spus îngerii. Dar aceste legi ale restaurării sunt o veste bună pentru toată lumea. Pentru nu există om născut pe pământ să nu poată beneficia de rezultatele morții lui Iisus, de răscumpărării. Vești bune, într-adevăr, vor fi acestea pentru tot poporul, nu numai pentru cei vii, ci și pentru toți cei care sunt în morminte. Înainte de sfârșitul acestui mare jubileu, deci cam înainte de a se sfârși mia de ani, vreau să zic că fiecare ființă umană se va putea elibera pe deplin. Se va putea întoarce la starea de la început a omului. Și cum a fost starea de la început a omului? Foarte bună. Deci fiecare om îi se va da toată posibilitatea să lucre, să se restabilească, primind înapoi prin Hristos tot ceea ce s-a pierdut prin Adam. Vedem că răscumpărarea nu rezolvă problema vieții veșnice, ci doar o nouă ocazie de a câștiga viața veșnică și cu efortul sau colaborarea proprie a fiecărui om, întâi a bisericii și apoi a lumii. Deci Domnul Iisus doar atât a făcut că a scos din închisoarea morții sau va scoate datorită prețului de răscumpărare pe toată lumea și s-a dat sub posibilitățile de guvernare drepte să-și corecteze starea singuri cu ajutorul preoțimii regale. Asta spun eu din memorie, nu citesc din carte, că am terminat citatul. Da. Deci, mai există aici o poezie, adică e o cântare, cântarea noastră, a șaptea trâmbiță. Mi se pare că e cântarea 124. Trâmbițele voastre sună cu răsunet, ca glasul... Cântarea 24. Cântarea 24, da. Da. Trâmbițele voastre sună cu răsunet, ca glasul să ajungă la orice nație. Jubileul este sosit. O, voi răscumpărați, veniți! Iisus, mare preot, complet ne-a împăcat, voi osteniți și slab, acum vă bucurați. Jubileul este sosit, o, voi răscumpărați, veniți! Voi toți care ați fost robi, moștenirea ați pierdut, o primiți iar în dar cu prețul lui Iisus.
jubileul este sosit, o voi răscumpărați veniți. A șaptea trâmbiță vestește har ceresc. Mântuirea vine, Domnul, pe Domnul să-L lăudați. Jubileul este sosit, o voi răscumpărați veniți. Deci pe noi cumva ne încălzește faptul că am intrat în a șaptea trâmbiță, în jubileul mare al Pământului, că popoarele spus în mișcare și încep să-și ceară cei săraci drepturile, dar încă lucrurile nu se vor rezolva imediat, va fi un mare scandal, o mare ceartă între bogați și săraci, în curând, prin Armagedon, și apoi, abia după Armagedon, se vor liniști apele și nu va mai fi marea înfuriată, adică popoarele s-au liniștit, că Domnul i-a oprit. Zice Psalmul 46:10, opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu, eu stăpânesc peste pământ. Deci cam atât, aici se încheie capitolul cu jubileul Marea Pământului și nu știu dacă mai avem foarte scurt timp, dacă poate vom continua data viitoare. Ca să nu vă obosim prea mult, altă lecție, intrăm în altă lecție. Ca să ne rămână în gând. Da, sora Maria. Sora Marion. Da, mulțumesc, frate Nicolae. Pe pagina 199, în aliniatul acela despre spiritul de libertate în toată țara, tu ai corectat ce ai spus, în toată lumea, de fapt, este într-adevăr dus uneori până la o limită irațională de către cei ignoranți și nechipzuiți. Și da. Ai și dat niște exemple foarte bune. Și spune așa, nimeni în afară de mica turmă a Domnului nu este pe deplin și corect informat în privința marii sfere a restabilirii. Eu întreb, oare nu și turma mare? Pentru că eu știu că noi mergem împreună. Ilie a mers cu Elisei, cum s-ar zice, în tandem. Deci și marea turmă cred că știe și vede schimbările, numai că nu știm care suntem din una și din alta. Da, poate am dreptate sau n-am, frate Nicolae? Nu știu dacă ai dreptate, dar părerea mea este că s-ar putea ca cei din turma mare, da, unii, nu știu ce să zic eu, ca să nu mă lau, să nu înțeleagă încă prezența Domnului, să nu înțeleagă că a început împărăția. Deci e vorba de clasa fecioarelor neînțelepte. Neînțelepte, da, da. N-au suficientul ei. Nu pot discerne timpul în care trăim. Deci s-ar putea să nu le vadă chiar așa clar ca turma mică, ca fecioarele înțelepte. Dar poate să vadă, nu știu. Să auzând, că văd că avem mâini ridicate. Sora Simina. Mulțumesc frumos, frate Nicolae. Da, mă gândesc aici la gândul care a zis sora, că dacă zicem așa, deci să nu să ieie în nume de rău, atunci am susține că numai la noi în studență Biblie, să zic așa, să iasă turmă mică și turmă mare. Ceilalți care noi știm că sunt concepuți în Babilon, ei nu înțeleg planul lui Dumnezeu și vedem că nu-l înțeleg, atunci nu că-i punem direct la turmă mare. Nu asta vreau să mă refer, dar faptul că atunci am susține că numai la noi și numai la noi este ceea ce avem. Mulțumesc. Deci nu este concepere de spirit și în altă parte. Mulțumesc. Eu n-am vorbit de concepere de spirit. Eu am vorbit de faptul că timpul în care trăim se vede și între noi, între frate, studențe de biblică, nu e înțeles de toți. Unii nu înțeleg prezența Domnului, dar să numesc studenți de Biblie și spun că Domnul nu-i prezent. Unii spun că, da, nu este iad, nu este chinveni, nu este suflet nemuritor, nu este trinitate, dar Domnul nu suflet. Nu a început să domnească. Nu a început împărăția, nu a început jubileul mare al Pământului. Deci aceștia nu au... Eu nu m-am referit, la ce ai zis, eu am referit la ce a zis sora, că sora a zis că atunci și turma mare ei înțeleg și văd planul lui Dumnezeu și așa mai departe. Atunci, văd mai mult ca lumea, sigur că văd mai mult ca creștinii nominali,
dar nu văd esențialul conceput în Domnia lui Hristos. Eu am pus întrebarea. Poate nu ne referim la celălalt amuniț. Cum eu nu mă consider că fac parte din turma, din fecioarele înțelepte. Dar e un adevăr pe care trebuie să-l recunoaștem. Că Domnul i-a început. De 1000 de ani. Că Domnul e prezent în mijlocul durmanilor săi. Că marele jubileu al pământului a început. A început prin faptul că sunt toți Israel acasă. Că poporile și-au dobândit drepturile de autoguvernare încă din 1914, când au căzut imperiile. Și după al doilea război mondial au căzut și coloniile. Și coloniile au fost eliberate. Deci vedem că un început există. E mai minor. E amestecat cu multe necazuri. Dar există și îmbunătățirea vieții umane dacă o comparăm cu viața de acum 500 de ani sau 300 de ani. E îmbunătățită situația lumii. Numai că lumea și nemulțumită. Trebuie să vedem și aspectul acesta al nemulțumirii. Că omul totdeauna e nemulțumit. Da, frate Michi. Da, bine cuvânt. Trează pe toate inimile care Domnul i-a deschis mintea și inima lui ca să vadă munca ce face Domnul, ce a început de la 1500 încoace. Și dat câte o lovitură la cei tare care au distrus casa Domnului și au făcut din Dumnezeu o ure sau urite, cum se explică. Deci, puțin vreau să trag aici, am văzut când apalitatea a fost lovită la moarte. Sigur că mai târziu o vindicat, dar nu cu aceeași putere care a fost înainte. Domnul, cu prezența lui, a făcut asociație unii țare unde au făcut Biblie. Și mulți, cum zice Apocalipse 11:11, și înviat aia zoi martor, dacă nu era prezent Domnul, cine făcea acest lucru? A lăsat 30 de zile de ce se vață, se poate să citească și să înțelege ceva. Și apoi o trezit pe Müller, i-o găsit Müller în Biblie ca să Domnul trebuie să fie prezent în casa Domnului, adică între sfinții, în casa Domnului. Că până atunci lucra acolo și se distruge cei tari. Acum a început munca aici, dar nu pot după ce tine. După ce, cum zice Apocalipsa 5:9, s-o rupe ce tine, cum s-o rupe ce tine? E Luca 4:45 zice, o deschis mințile ca să înțelege că, cum zice Ioan, apostolul, fost o carte închis, fost scrisă și în afară și în lungul și totuși nu putut citea. Până nu venit timpul. Deci asemenea în prezența Domnului, apoi înviere sfinții, așezării evrei. E mult putem discuta, dar vreau să putem să mai vorbesc despre turma mică și turma mare. Este explicată în tare interiorul în capitolul 5, dar capitolul 8 descrie mai frumos, mai înțeles. Deci spune, nu ca de Babilon, până nu învia, adică până nu întrece turma mică dincolo. Și cum zice Ieremia, turma mare atunci ne trezește
dacă, pentru că o citește, acum sunt împreună, nu este separat. Numai după ce învia, după ce naște, se cunoaște este bărbat sau femeie. Acum noi, nici nu putem zice, nici nu este diferență între ele. Chiar dacă este mai mult credințe, dar aici este voia și munca lui pe care Domnul ne verifică. Deci, după ce turma mică a trecut, Babilonul a căzut, atunci ne apare un gând, măi, dar noi am rămas. Ce ești a fi cu noi? Și Domnul ne dă, adică este o vorbe, un coleg a venit la altul coleg, trebuie ții pâine. Aici trebuie să folosește pâinile, că lumea spune, măi, voi ați fost cu turma mică, ați învățat ceva, puneți ceva la lume. Și aici va fi o muncă puternică pentru turma mare, dar nu știu, că timpul din timp până ne adume lume pe care o vorbit și Nicolae de Isaia 2, hai să suim la casa Domnului să se învață. Mulțumesc, atât am vrut. Mulțumesc, frate Michi. Mi-am adus aminte pe când vorbeai de Ilie și Elisei. Ilie e turma mică, iar Elisei poate să fie turma mare. Și observăm că Elisei a devenit puternic ca Ilie după ce a plecat Ilie. Cu mantaua lui Ilie, el a despărțit Iordanul. Da, sora Natalia? Mulțumesc frumos, frate Nicolae. Eu înțeleg așa cum ai explicat tu faptul că a înțelege prezența Domnului cu toate etapele ei, cu toată lucrarea care se face de la prezența lui și până la cât putem noi înțelege, aparține celor pe care Domnul, prin Spirit Sfânt, te ajută să înțeleagă. Dar ajungerea în turma mică nu depinde neapărat de faptul că noi înțelegem aceste lucruri ale explicate în volumul acesta. Pentru că încă sunt multe lucruri de care depinde alegerea noastră ca membri a turmei mici. Și toate acestea împreună fac ca cei care vor ajunge acolo să fie pregătiți și din punct de vedere pământesc, al atitudinii, al vieții, al creștinătăților, a sfințeniei la care pot ajunge și de toate aceste cunoștințe. Pentru că Domnul le pune la îndemâna lor tocmai pentru ca să se poată dezvolta în conformitate cu timpul pe care îl trăiesc, nu cu acum 100 de ani. Și aceste lucruri sunt foarte frumoase și înțelepte și cel puțin eu mă bucur foarte mult de tot ceea ce vedem că se întâmplă pe teren și ne putem duce cu mintea la împlinirea celor spuse de Scriptură și sigur prezentate de fratele Russell. Pentru că aici chiar nu este vorba de concepere, unde sunt concepuți. Tatăl îi cunoaște pe cei care sunt lui, care sunt concepuți, care merită turma mică, care merită turma mare și lasă să se dezvolte până acolo, încât să ajungă conștienți că acolo era locul lui, nu putea primi un alt loc, atât au meritat. Și este foarte frumoasă cum se desfășoară această lucrare în timpul nostru, pentru noi, pentru a învăța împreună aceste lucruri, care în mod individual nu le-am putea învăța și înțelege așa de bine. Dar Domnul are un scop și un lucru cu noi și mulțumim foarte mult. Mulțumesc! Mulțumesc, soră Natalia. Mi-ai trezit un fel de automorală. Sigur că cunoștința trebuie să o apreciem, pentru că dacă n-am apreciat-o, nu l-am apreciat pe Domnul. Domnul ne-a dat această cunoștință. Dar cunoștința nu e suficientă. Nu e suficientă ca să ajungi în turma mică. Poți să fii doar o ramă zângănitoare, să cunoști adevărul, dar să nu dezvolți un caracter potrivit ca să fii în turma mică. Și când ai spus lucrul acesta, mi-am adus aminte de multe slăbiciuni de ale mele care mă fac nevrednic ca să fiu în acea clasă.
Dar ca să nu, nu pot să nu recunosc că această cunoștință, atât dacă ne dă la toți, Domnul, nu e la Domnul. Și dacă Domnul n-ar fi văzut ceva în noi, nu ne-ar fi dat-o. Dar acum noi suntem datori să umblăm conform cu aceste cunoștință. Deci să umblăm cu mare băgare de seamă că s-ar putea să pierdem chiar și viața. Da, frate Michi? Încă două cuvente de cine. Cartea Cotul am citit că poate fi un om oricât de curat în fața omului, în fața lui Dumnezeu, dacă nu s-a făcut o consecrare plină, n-are ce cote în lucrașul sfânt, adică pornire ca creator noi. Dar totuși diferențe am citit aici mai curente. Ilie când a fost pe munte și Domnul întreba, ce faci aici? Și el spune că prorocii tău este murit și numai eu singur am rămas. Și Domnul zice, mai am lăsat 7000 care nu au plecat la idoli. Și acolo explicație că diferențe între turma mare și turma mică. Deci turma mare, aia 7000, reprezintă turma, e volumul turma mare. Mulțumesc. E posibil, da, ai dreptate. Nu m-am gândit la asta. S-am chinat. Nici nu s-am chinat la bal. Da, fraților, mulțumim, timpul trecut va trebui să încheiem o rugăciune care sunteți dispuși. Aș avea o mie de lii și chiar o mie de buze, ca din tot adâncul inimii să cânt laudă, să răsună. Laudă spre laudă, că bine a făcut Domnul cu mine. O, de-ar suna glasul meu tare, să se audă până la soare, sângele meu de bucurie de-ar fi fierbinte în mine, de-ar fi toată suflarea mea o cântare spre lauda ta. Ce mai tăcesc puterea mele, sus cu toată silința, și serviți Domnului cu cinste, cu laudă, cu mulțumită. O, corpul și spiritul meu